investesc fonduri europene. Ceea ce ne interesează foarte mult este ca județul Dâmbovița să aibă o contribuție importantă la tot ceea ce înseamnă creștere economică sustenabilă, la dezvoltare, prin programul investițional, dar și prin asigurarea creșterii de venituri la nivelul fiecărui cetățean, la nivelul fiecărei gospodării. Repet, vreau să mulțumesc tuturor membrilor noștri de partid. Fie că sunt primar, fie că sunt viceprimar, fie că sunt consilier local, consilier județean, președinți de organizații locale, vicepreședinți de organizații locale, militanților care, din punctul meu de vedere, sunt dintre cei mai performați din țară, din punct de vedere politic, pentru modul în care sunt atașați de valorile social-democrate, sunt atașați de partid, de partidul care întotdeauna a fost aproape de oameni și rămâne în continuare aproape de oameni și care întotdeauna a condus la dezvoltarea României și se va conduce și în continuare. Într-adevăr, avem două etape electorale pe care trebuie să le parcurgem. În familia PSD, nimeni nu a fost forțat să vină decât pe fiecare prin propria conștiință și propria dorință de a se alătura valorilor pe care noi le promovăm ca și social-democrație. Și mă bucur foarte mult să constat că astăzi am avut o reuniune a Comitetului Executiv cu toți membrii noștri de partid care fac parte din organul statutar la nivel județean, transmițându-le totodată și celor de acasă, cât și dâmbovițenilor, că nu vom face altceva decât să susținem dezvoltarea județului și a bunăstării fiecăruia dintre ei. Mulțumesc dacă dumneavoastră aveți întrebări.